Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Geneza 19:1-11. Cei doi îngeri au ajuns seara la Sodoma. Lot stătea la poarta Sodomei, iar când i-a văzut, s-a ridicat să-i întâmpine, li s-a închinat până la pământ și le-a zis: Stăpânii mei, vă rog, întoarceți-vă la casa slujitorului vostru. Rămâneți peste noapte și spălați-vă picioarele. Mâine dimineață vă veți scula de vreme și vă veți continua drumul. Nu i-au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în afara cetății. Dar Lot a insistat foarte mult, astfel încât ei s-au întors cu el și au intrat în casa lui. Lot le-a pregătit masa, a copt azime, iar aceștia au mâncat. Dar înainte ca ei să se culce, toți bărbații din toate colțurile cetății Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa. L-au strigat pe Lot și l-au întrebat: Unde sunt bărbații care au venit la tine în această seară? Scoate-i afară la noi ca să-i cunoaștem! Lot a ieșit afară la ei, a închis ușa după el și a zis: Vă rog, fraților, nu fiți atât de răi. Am două fiice care n-au cunoscut bărbat. Lăsați-mă să vi le aduc și faceți cu ele ce vă place. Dar să nu le faceți nimic acestor bărbați, căci ei au venit să se adăpostească sub acoperișul meu. Dă-te din calea noastră, i-au răspuns ei. Acesta a venit aici ca străin, au continuat ei, iar acum face pe judecătorul. Ne vom purta cu tine mai rău decât cu ei. Ei l-au împins cu putere pe Lot și s-au apropiat ca să spargă ușa. Dar bărbații dinăuntru și-au întins mâinile, l-au tras pe Lot în casă și au închis ușa. Iar pe bărbații care erau la ușa casei, atât pe cei tineri cât și pe cei bătrâni, i-au lovit cu orbire, astfel încât aceștia n-au mai putut găsi ușa. Geneza 19:24-25. Atunci Domnul a făcut să plouă foc și pucioasă din cer de la Domnul peste Sodoma și Gomora. Astfel, el a distrus acele cetăți, toată câmpia, toți locuitorii cetăților, precum și ceea ce creștea pe pământ. Sodoma este nimicită pentru că a jignit mânia lui Dumnezeu. Când oamenii din Sodoma au văzut acești doi slujitori, ei nu i-au întrebat motivul pentru care au venit, nici dacă veniseră pentru a răspândi voia lui Dumnezeu. Din contră, ei formaseră o gloată și, fără a aștepta vreo explicație, au venit să pună mâna pe acești doi servitori ca niște câini sălbatici sau lupi răi. A privit Dumnezeu în timp ce se petreceau aceste lucruri? Ce gândea el în inima lui în privința acestui tip de comportament uman, acestui tip de lucru? Dumnezeu a decis să distrugă acest oraș. El nu avea să ezite sau să aștepte, nici nu avea să continue să arate răbdare. Venise ziua lui și astfel a început lucrarea pe care dorea să o facă. Prin urmare, Geneza 19:24-25 spune: Apoi Iahve a plouat pe Sodoma și pe Gomora, pucioasă și foc de la Iahve din cer, și a zdrobit acele cetăți și toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și ce creștea pe pământ. Aceste două versete le spun oamenilor metoda cu care a distrus Dumnezeu acest oraș. Le spun de asemenea ce a distrus el. Mai întâi, Biblia relatează că Dumnezeu a ars orașul cu foc și că întinderea focului a fost suficientă pentru a distruge toți oamenii și tot ceea ce creștea pe pământ. Adică focul care a căzut din cer nu numai că a distrus orașul, a distrus și toți oamenii și ființele vii din el. Totul fără a lăsa nicio singură urmă. După ce orașul a fost distrus,
Pământul a fost lipsit de ființe vii. Nu a mai existat viață, nici semnele ale acesteia. Orașul devenise un deșert, un loc pustiu, plin de tăcere deplină. Nu aveau să mai existe fapte rele împotriva lui Dumnezeu în acest loc. Nu avea să mai existe măcel sau vărsare de sânge. De ce a vrut Dumnezeu să ardă atât de temeinic acest oraș? Ce puteți vedea aici? Ar suporta Dumnezeu să privească omenirea și natura, propriile sale creații, distruse așa? Dacă poți discerne mânia lui Iahve, Dumnezeu, de focul care a fost trimis din cer, atunci nu este dificil de văzut nivelul furiei sale, pornind de la ținta distrugerii sale, precum și din gradul în care a fost distrus acest oraș. Când Dumnezeu disprețuiește un oraș, își va trimite pedeapsa asupra acestuia. Când este dezgustat de un oraș, el va emite avertismente repetate care informează oamenii în privința furiei sale. Totuși, când Dumnezeu decide să termine și să distrugă un oraș, adică atunci când mânia și măreția sa au fost jignite, el nu va mai trimite pedepse sau avertismente. În schimb, îl va distruge direct. Îl va face să dispară cu totul. Aceasta este firea dreaptă a lui Dumnezeu.